Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Da, da, băi, în ce lume formidabilă trăim. Bă, sigur, nu noi aici neapărat în România. Nici aici nu e rău. Adică după ce vezi un pic lumea, îți dai seama că nici aici nu e rău. Ba, dimpotrivă, e chiar bine. Dar în alte părți, cum să zic, s-ar putea face un mic efort. Adică cât e viteza medie pe calea ferată în România? Cât mai e? 40 de km pe oră, nu? 42, 43. Cred că ești optimist. Da. Depinde dacă merge trenul la vale sau da, exact. La deal. La vale e 42-45. Am putea să facem, de exemplu, canadienii se pregătesc de un tren de 1000 de km pe oră. Deci un mic efort am putea să facem și noi să creștem la 50. Ultima oară când am fost în Gara de Nord, toate trenurile aveau întârziere. Deci toate. Rubrica de întârziere exact. Era, și nu vorbim de 10-15 da, minute. Toate. Zeci de minute, toate. Da. Eu asta n-am înțeles niciodată. De ce nu fac mersul trenurilor la noi? Da, am datat direct, cu minutele la direct. Cu întârziere. Adică, oricum, dacă toate au minimum 30 de minute întârziere, da. De ce nu pot deci din prima 30 de minute niciodată. Întârziere ca să știm o treabă, știi, nu ne mai grăbim. Știi cum e aia? Hai, nu te grăbi așa, că nu pleacă trenul. Chiar da. Nu pleacă. Chiar nu pleacă. Da. Bun, deci, e vorba de un tren, primul tren de 1000 de km pe oră, care ar putea fi construit în Canada în următorii ani. O companie a inițiat proiectul, a început să strângă finanțare, a luat deja jumătate de miliard de dolari finanțare pentru asta. Este vorba de un tren, mă rog, e un tren care ar urma să circule printr-un tub vidat, în levitație magnetică. Știți, este vechiul proiect al lui Elon Musk, Hyperloop. Musk n-a mai dezvoltat domeniul respectiv. Principiul levitației magnetice este cunoscut de orice școler care a fost la ora respectivă de fizică. Teoretic se pot atinge viteze. Ce spun, poți să mergi cu levitație magnetică până la viteza luminii. Depinde numai de frecare. Trebuie să ai tub. Da, dar trebuie acest dacă tub. Dacă n-ai tub... Asta este toată povestea. Deci trebuie făcut tubul vidat. Asta e? Când levitație de asta de zici tu că e magnetică, avem și noi. Dar n-avem tub. Da. Levitație magnetică are oricine. Cu vidul stăm prost. La noi vidul e distribuit nasol. Adică vidul e distribuit mai ales în unele capete. Exact unde nu trebuie. Asta e problema. Dacă am putea să facem vid în tub și nu în capete, ar fi mult da. Mai bine. Trenurile acestea în Canada ar urma să circule exclusiv într-o rețea numită Transpod, scrie publicația Spot Media, stații marile orașe, mă rog, pasageri, mărfuri și așa mai departe, valoarea proiectului 18 miliarde de dolari, adică cum ar veni 18 autostrăzi București-Iași. Ceva, București-Ceva. Ar fi? Da. În prima fază, lansarea este planificată pentru sfârșitul anului viitor. Ar urma să fie conectate orașele canadiene Calgary și Edmonton. Pleacă-mă de aici, nu cred. Care sunt situate la o distanță de 300 de kilometri unul de celălalt, ceea ce în Canada înseamnă la o rugătură de băț. Deci noi nu reușim până la anul, cât ai zis, sfârșitul anului viitor, nici să reasfaltăm toate autostrăzile existente să în România. Să reasfaltăm? Reabilităm. Ce și să rămâne și cu pasajul scurt de la Unirii. 20 de ani să asfalteze bucata aia de beton de 16 km până la Fundulea, între București și Fundulea, sau cât are ea, 30 sau nu știu. Auzi, la noi nici n-ar funcționa o chestie de genul ăsta. Cu tubul? Păi, la ce ar fi bună, serios, adică da. Calculează și tu cât ar ajunge până la Lehliu. Imediat s-ar, nici nu cred că ar opri da. În prea multe practic, stații. Practic, nici n-am pus să desfaci brânza cu roșiile tele mea pe măsuța din tren. Și ajuns trebuie să cobor din tren imediat. S-a terminat tubul. Da. Deci vehiculele acestea FluxJet ar urma să reducă timpul de deplasare la 45 de minute, adică în loc de 300 de kilometri, 45 de minute. Da, asta este stația. Totuși, primul transport de pasageri ar urma să aibă loc în 2035 pe linia completată pe care vor să o facă. Puțin și până atunci ce transportă? Marfă? Transportă pe bucățele, fac bucăți, bucăți, bucăți. Încep Calgary Edmonton peste un an cică. 300 de kilometri, sincer aș vrea să văd și pe asta, da. Dar în principiu cam ăsta e viitor, adică dacă s-ar putea și biletele mult mai ieftine, aproape la jumătate din preț față de jumătate de preț față de transportul aerian. Deci mult mai eficient. Și așa e transportul feroviar. Că așa au zis și coaste electrice și uite să scumpi curentul. Dacă leagă tubul ăsta și de gara obor, transportă mici și aproape gratis. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.